Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a anunțat că Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Serviciul de Telecomunicații Speciale au obținut o finanțare de aproape 67 de milioane de lei pentru modernizarea sistemului digital destinat sesizării privind abuzul copiilor. Prin proiectul Sistem Next Generation 119, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, instituția aflată în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Serviciul de Telecomunicații Speciale, aduc o îmbunătățire esențială pentru siguranța celor mici. La numărul unic 119, copiii care suferă din cauza violenței, abuzului sau neglijenței sau orice persoană pot suna pentru ajutor și sesizări, iar autoritățile vor interveni de urgență. Cu o finanțare de aproape 67 de milioane de lei, acest proiect va moderniza sistemele digitale, facilitând intervenția rapidă și sprijinul necesar. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin suferință în tăcere. 119 este linia lor de salvare, a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.